Număr de sunete, număr de litere sau povestea șoferului vocală. Salut! Eu sunt vocală. Funcția mea este cea de șofer. Conduc mașina numită silabă. Fără mine, ea nu pornește. Mai am două surori mai mici numite semivocale. Uneori trebuie să le iau cu mine în cursă, pe rând sau pe amândouă. Seamănă cu mine, dar nu pot conduce mașina silabă, că sunt slabe și neputincioase. Când sunt cu sora mea în mașina silabă, lumea ne spune diftongi. Când vin și eu, ne spune triftongi. O fi rău? Unii îmi spun simplu A, alții A, alții A. Clienții mei se numesc consoane și nu pot conduce mașina silabă. Doar eu, vocala, pot să o conduc. Salut, eu sunt R. Salut, eu sunt C. Dar care sunt cei mai interesanți clienți de-ai mei din mașina silabă? A, știu, frații nedespărțiți, Chechi, Ghechi sau Ceci, Gigi. Noi suntem frații Che. Noi suntem frații G. El e G și eu E. Dar ce se întâmplă cu frații Che când sunt bolnavă? Silaba mașină nu pornește fără mine, adică fără vocală. Mă simt rău, trebuie să plec. Dragii mei frați C și H, eu mă duc să țin locul șoferului vocală, că altfel mașina silabă nu pornește. Bine, soroie, noi rămânem în spate, unul lângă altul. Oh, asta da noutate! Dintre frații C, C, G, G, K, K, G, G, doamna E sau doamna I din final mi-a ținut locul și a devenit vocală în locul meu pentru a porni mașina silabă. Să vă explic. Eu, vocala, sunt considerată o persoană sau un sunet. Acești frați, C, C, G, G, K, K, G, G, sunt văzuți ca o altă persoană sau un singur sunet. Însă, dacă eu nu sunt în mașina silabă, atunci unul dintre frați, adică I sau E, preia rolul meu de șofer vocală și, despărțindu-se, ele devin două sunete. De pildă, dacă împreună cu clienții mei ciudați formăm silaba ghea din cuvântul gheară, frații G erau un sunet și eu, vocala A, adică șoferul care conduce silaba, un alt sunet. Însă în silaba ghem, dacă șoferul vocal nu este acum eu, E, din grupul fraților G, am luat locul șoferului, am devenit vocală și sunt un sunet sau o persoană distinctă de frații mei. De pildă, în silabele chiară, G, rămâne un sunet care cine să conducă mașina silabă. Adică eu, vocala A. În chem, frații CH din grupul CH stau singuri pe bancheta din spate ca un singur sunet sau persoană, pentru că sora lor, adică E, trebuie să preia locul meu al vocalei, ca sunet distinct că eu nu sunt la volanul mașinii silabă. De pildă, în cuvântul gheară, în mașina silabă 1, G este un sunet, A un alt sunet. În mașina silabă 2, R, un sunet distinct, A un alt sunet. Astfel, cuvântul gheară are 6 litere și 4 sunete. În mașina silabă ger, G este un sunet distinct, E este un alt sunet provenit din grupul G, pentru că lipsește vocala și atunci trebuie să-i preia locul, iar R, un alt sunet. Astfel, GER are 3 litere și 3 sunete. Așadar, dacă grupurile CHE, CHI, GHE, GHI, CHE, CHI, GHE, GHI sunt urmate de vocală în aceeași silabă, ele rămân un singur sunet.
Dacă grupurile che-chi, ghe-ghi, ce-chi, ge-gi sunt urmate de consoană în aceeași silabă, acestea sunt considerate două sunete. Acum și alte personaje din minunata lumea gramaticii vor să-și spună povestea. Pe curând!